Dragnea practica CIA politic acuzat de tatăl său la companiile străine. Președintele PSD, Liviu Dragnea, explica ce devin pentru creterea inflației sunt companiile străine, care au crescut preurile odată ce au văzut creterile salariale venite din partea guvernului. Conform datelor sistemul electronic de achiziții publice, fiul lui Liviu Dragnea, care deține crescătoria de porci ferma Salcia, s-a aplicat aceeași politică acuzat de tatăl său la multinaționale. E vorba de unele politici de cartel făcute de unii operatori economici cu capital străin în România. Deci, nu e din cauza guvernului. Noi importăm 70 din UE, sublinierea i constat me ce aici au crescut preurile la bunurile pe care le importăm. Sigur ce am constatat ce aceste companii cu capital străin, când au văzut ce veniturile românilor cresc, sublinierea i salarii, sublinierea i pensii, sublinierea i au zis hai să mărim sublinierea i noi precurile. Ferma Salcia sa, RomChip, după vechiul nume, livrează preparate din carne I3 instituții finanate din bani publici, de exemplu GR din IA numărul 6 din Alexandria, am putut vedea, în sistemul electronic de achiziții publice, cum au evoluat preurile practicate de firma lui Dragnea în ultimul an, informează Recorder. În februarie 2017, ferma Salcia a vândut crem vustit de porc ce trecere din IA numărul 6 din Alexandria la preul de 12,84 lei kilogramul. În martie, preul a crescut la 13,48 de lei, iar în septembrie tot GR din IA numărul 6 a cumpărat de la firma lui Ștefan Dragnea, fiul liderului PSD, crem vustit de porc, hrană sănătoasă pentru copii, la preul de 14,16 lei per kilogram. Adar, o cretere de 1,32 de lei pe kilogram în numai câteva luni, aproximativ 10, a crescut i preul la carne tocat, cu circa 7%.